Laudăm pe sus! Bine v-am găsit și Doamne ajută! Aici în sat la noi, consătenii noștri dragi, drept să vă spun, eu a fost un pic cam dor să venim aici pe scenă la noi, că acum noi am fost pe multe scene, dar acasă e acasă. Așa că mulțumim organizatorilor pentru că ne-au chemat și s-au gândit la noi și în acest an. Au mai fost chemări, dar nu s-au putut. Știți, dumneavoastră, august e plin de evenimente și nu se prea poate numai cum se poate, dar astăzi suntem aici și ne bucurăm enorm că suntem alături de dumneavoastră, împreună cu fratele meu Bogdan, și cu colegii noștri. Spațiul este suficient ca să facem și o ore mare, mare, mare. Eu știu că e cald, dar putem să și jucăm un pic. Și spunem așa, tă, Doamne, la lume bine și mie de mine bine. Așa că și dumneavoastră să vă dea Dumnezeu numai bine în viața asta. Și cu sănătate, niciodată cu greu.
mar mere. Ai, lai, lai, la, lai, 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 lai. Și el câteva ori pentru dumneavoastră. Diferența e că eu nu știu să cânt la cetera. Dai Bogdan aici, celălalt Bogdan al nostru. Hai. Doamne ajută la toată lumea. M-aș bucura dacă ar fi și niște feciori aici să vorească cu mine, cum mi-e drag mie și o iagă de Horincă, dar după spectacol. Hai, maestre. O ore nouă. Ai toată lumea, m-ar mânca mai dorule. Nu i-a lăsat, măi dorule, ai, nu i-a lăsat Dumnezeu.
Și-amintice mi-au plăcut, și-amintice mi-au plăcut, măi dăru. Este un cântec nou pe care l-am scos acum de curând, l-am lansat de vreo 2-3 zile, 2 zile, cam așa. Și pentru toate mamele care se regăsesc și le doresc din suflet să le dea Dumnezeu sănătate.
am promis, eu nu pot să horesc din contact, pentru că e o hore foarte emotivă. Mama, dacă tu plângi, eu nu pot hori horea asta. Inspirată din viața mea și cred că de-aia mă sensibilizează în așa fel. Altfel nu pot să-mi exprim. Mai ales când o văd pe mama.